Doamnelor și domnilor, am revenit aici la Agricultura, la Raport. Discutăm despre accesarea fondurilor europene. Vă reamintesc invitații mei din această seară, domnii Marian Vișu Iliescu și Ion Păunel, consultanți pe fonduri europene. Vreau să le mulțumesc încă o dată pentru faptul că sunt aici și vă oferă dumneavoastră, telespectatorilor noștri, informații interesante, informații utile de care aveți atâta nevoie pentru a ști ce aveți de făcut, cum trebuie să vă pregătiți dosarul, ce trebuie să faceți, ce să mai achiziționați, la ce sub măsură vă încadrați. Sunt foarte mulți telespectatori care urmăresc în fiecare seară de marți emisiunea noastră dedicată fondurilor europene, foarte mulți care ne scriu pe pagina noastră de Facebook AgroTV-Agricultura la Raport. De asemenea, numărul de telefon afișat pe ecran 031 405 2800 este foarte solicitat de către dumneavoastră, de aceea nu reușiți de fiecare dată să intrați în legătură directă telefonică cu invitații mei, dar aveți oportunitatea asta de a ne scrie pe pagina de Facebook. Un alt telespectator este la telefon și așteaptă să vă adreseze întrebări, doamna Mărunțelu din județul Telorman. Bună seara, doamnă! Alo! Alo, bună seara! Bună seara! Mă numesc Mărunțelu și sunt din Telorman și aș vrea și eu câteva informații de la invitații dumneavoastră. Vă rog, vă rog! Deci am avut un proiect pe apicultură acum 4 ani în urmă și nu a reușit să-l duc până la capăt datorită unor probleme de sănătate ale albinelor. Am rămas doar cu primii 3 ani și am abandonat proiectul. Între timp am preluat de un an de zile exploatația părinților de bovine. Am 11 bovine pe numele meu și 10 hectare de teren. Aș vrea ca să știu și eu dacă aș putea ca să mai continui cu un proiect, pentru că am avut pe acela neterminat și să nu fie vreo problemă, și cam la ce proiect m-aș încadra. Am și 42 de ani, am uitat să vă specific. Mulți înainte. 42? Da, 42. Vă las pe mine să răspundeți că e de la dumneavoastră de județ din câte... Da. Te lor mănâncă. Și ne completăm, ne completăm. Da, da, da. Imediat vă va răspunde domnul Vișu Iliescu, da? Da, deci la numărul de sor pe care îl faceți din vaci și teren, puteți și cumulat cu vârsta, se poate accesa 4-1. Ați avut o formă juridică, bănuiesc. Pe da, 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 sigur. 141. Am avut un PFA-ul și... N-am înțeles. Am avut un PFA-ul. Alo, ne mai auziți? Da, nu prea am semnal chiar bine la căutați telefon. Căutați o zonă în care aveți semnal, doamnă, ca să putem să avem un dialog, da? Da, sigur. Nu mai putem. Așa, mergeți într-o zonă cu semnal ca să puteți dialoga cu invitații mei. Haideți să repetați pentru a fi cât mai exact în... În cazul ăsta în care ați avut PFA-ul și ați accesat 141, cel mai bine ar fi să transferați exploatația pe numele soțului. El să-și facă o exploatație și să-i transferați lui. Dar pe 4-1, să știți, ar putea soțul... Deci pe 4-1, doar pe 4-1. Da, pentru că ați depășit vârsta de 40 de ani și... Și minim 5 ani. Și minimul ăla de 5 ani, da. Va trebui să am și cofinanțare, nu? Sau... Da. Aici ar fi bine dacă cumva ați fi dintr-o... Din ce localitate sunteți? Din Telorman, din Vârtoape. Vârtoape. Din Vârtoape. Da. Nu mi-aduc aminte dacă cumva Vârtoapele e zonă cu constrângeri naturale. Nu cred. Dacă nu este și odată bănuiesc că cele 10 hectare nu le aveți ecologic. Da, deci cele 10 hectare sunt cu cereale. Da, le cultivați în sistem normal, nu ecologic. Da, sigur.
Deci nu, da. Dacă Vârtoape nu este zonă cu constrângeri, veți ajunge la 50 cu 50. Cred că ar mai avea o soluție. Dusa Câțean în scare. 42. Aveți pe cineva până în 18 ani? Un băiat, o fată, un copil, un nepot? Da, sigur. Aveți? Alo. Doamnă, ne mai auziți? Pierde semnal. Cred că e nu o poate problemă să revină. Cu semnalul. Deci ar mai avea varianta dânsa. Da? Dacă are pe cineva până în 40 de ani, să-i predea întreaga exploatație, să acceseze măsura de instalare a tinerilor fermieri. Cam am înțeles eu că dânsa către asta s-ar orienta. Primește niște bani nerambursabili în totalitate, dezvoltă afacerea și după aceea merge către un 4-1 tot pe acel tânăr fermier, copil, nepot, rudă și așa mai departe. Da, dar e o problemă vis-a-vis de tânărul fermier să dorească să se instaleze corect acolo, pentru că aceste discuții am avut cu mai mulți, inclusiv am fost la o adunare sâmbătă și multă lume spunea, am copilul, da, copilul unde este? E la București, păi și vrea să vină acasă? A, nu, să-și păstreze serviciu, nu merge. Adică da, trebuie să înțeleagă oamenii. Și dacă folosesc copiilor, important e ca acei copii să dorească să instaleze în comuna respectivă și măcar 4 ore din norma de lucru, cumulată servici plus activitatea din exploatație, să o aibă în cadrul exploatației. Pentru ulterior că aceste măsuri de sprijin de instalare a tinerilor fermieri, chiar acesta este rolul lor pentru a reîntineri satul românesc, pentru că în partea de agricultură, atât în zootehnie, în cultura mare, în legumicultură, în Europa, dar și în România, ducem lipsă de tineri și Uniunea Europeană, tocmai de aceea, stimulează aceste tipuri de afaceri în mediul rural, pentru că avem nevoie de hrană. Bun, haideți să mai răspundem unui telespectator. De data asta, domnul Costel Tica ne scrie din județul Constanța. Dumnealui spune așa, soția a accesat măsura 6-1 preluând exploatația de 5 hectare a tatălui meu, având un obiectiv achiziția a 2 hectare. Dacă va mări exploatația cu 2 hectare luate în arendă, poate achiziționa cele 5 hectare de la tatăl meu? Vreți să recitesc acest mesaj? Poate reușim împreună să-l deșifrăm. Deci, domnul e din Constanța, soția a accesat măsura 6-1, preluând exploatația de 5 hectare a tatălui... al socrului. Al socrului, având un obiectiv achiziția a 2 hectare. Da. Propunându-și să... Nu? Da. Asta da. Să una din investiții, da, da. Dacă va mări exploatația cu 2 hectare luate în arendă, poate achiziționa cele 5 hectare de la tatăl meu? Sună așa ca un fel de problemă de matematică. Înțeleg, da, eu înțeleg. Am înțeles o puțin de prima dată. Acum, în școală... lucrurile sunt puțin împărțite vis-a-vis de achiziția de teren de la părinți, dar nu sunt părinți, nu sunt niciun grad de rudenie, deci poate să achiziționeze terenul de la socru. Chiar dacă nu mai are în arendă cele 2 hectare, dar cumpără 5 hectare, s-a mai mult decât 2. Da, corect. Și banii prevăzuți pe acele 2 hectare, depinde cât socul cât este de bun cu dânsa, trebuie să acopere acea minimă investiție care și-a propus-o pe minim 2 hectare. Sau poate socul îi cere mai mult, depinde. Bun. E bine că am reușit să îi răspundem domnului Costel Tica. Aș vrea să intrăm acum în dialog cu un telespectator din zona Clujului. Bună seara! Bună seara! Cum vă numiți? Mă numesc Roba Nicolae, am 50 de ani. Mulți înainte! Și mulțumesc la fel. Am avut 141, am finalizat-o și am o fetiță de 18 ani. Și aș vrea să transform exploatația, dacă se poate. Cu siguranță se poate și dacă... Ce ați mai spus? Alo? M-a oprit? Da? Da, vă auzim, da. N-aveți semnal? Ba da. Bun, haideți atunci. Ziceți. Am avut măsura 141. Așa. Am finalizat-o, am vârstă de 50 de ani și vreau să transform exploatația pe numele fetei ca să facă măsura 6-1. Da, se poate. Se poate. Da, are 18 ani, dar o întrebare, poate să se înscrie la facultate sau nu, dacă acces... Deci se poate înscrie la o facultate de profil. Vorbim aici o facultate cu domeniu agricol sau se poate înscrie la orice altă facultate
care nu este mai departe de 75 de kilometri față de locația unde va fi exploatația și implementarea proiectului, sau la orice alt tip de facultate, dacă se înscrie la forma de învățământ fără frecvență sau la distanță. Da. Și mai am o întrebare. Am avut băiatul și a avut iar 141. Nu a terminat 141. Numai anul 3. Da. Și poate să mai acționeze ceva fonduri. Deci poate continua cu submăsura 6.3 dacă au trecut minim 2 ani de zile de când a reziliat contractul de finanțare pe măsura 141 și, bineînțeles, dacă îndeplinește celelalte condiții. Să avem minim 4.000 de ESO-uri. Da, am fost la Cluj, am vorbit cu un proiectant și o să nu poate. Dacă tot terminat 141, pot să mai să-i spune să mai informeze. Bine. Bine. Vă mulțumesc mult. O seară mulțumim bună. Și noi pentru telefon. Seară bună, numai bine vă doresc. Domnilor, pe pagina noastră de Facebook ne-a scris și doamna Semida Marcu. Ne spune așa, suntem familia Marcu din județul Dâmbovița. Aș vrea să accesăm un proiect. Avem 3 vaci cu lapte, o vițică de 7 luni, 50 capre mulgătoare, 15 iezi fătați anul trecut. Teren, 3 hectare personale, posibilitatea de a achiziționa încă 2 hectare, un tractor de 45 de cai putere, plus aproape toate utilajele. Soția are vârsta de 37 de ani, soțul 41 de ani. Dorim înființarea unei ferme în afara satului, pentru că avem toate animalele acasă. Da, deci e o familie care clar a început să se informeze. Și dorește să dezvolte afacerea. Da, și și-a dat seama că nu va mai putea să dezvolte exploatația în interiorul satului și atunci vrea în afara satului. Da, deci... Face minim 12.000 de ESO-uri, cu siguranță. Doamna are 37, se încadrează. Acum nu știu dacă pot să spun că ideea am să scrie din Dâmbovița. Acolo chiar avem un coleg care se ocupă cu fonduri europene încă din PNDR 2007-2013, domnul Istrate se numește. Are sediu în Dâmbovița, are o asociație și dacă poate, poate să ia legătura cu dânsul sau cu cine dorește dânsa. Dar cum a spus și colegul mai devreme, chiar pare o familie care dorește să se implice mult în partea asta agricolă și poate accesa această sumăsură cu siguranță. În regulă. Haideți să vedem dacă un răspuns favorabil primește și domnul Ionuț Bratu. Este din Buzău, are 200 de oi, 10 vaci, 35 hectare pământ. Întrebarea este, pot să accesez măsura 6.3 pentru a cumpăra pământ? Nu. Nu. Pentru că depășește numărul de ESO-uri. Și atunci nu se mai încadrează la 6.3. În cel mai fericit caz pentru el, dacă vrea, poate accesa 6.1. 6.1 sau 4.1, care 200... Sau 4.1. Da. Că e... Depinde cum își dorește. Fără 6-3, 6-1 sau 4-1. Bun. Din cele două trebuie să aleagă telespectatorul nostru. Noi alegem să mai stăm de vorbă cu un telespectator care este la telefon. Bună seara! Alo? Alo? Bună seara! Bună seara! Cum vă numiți? De unde ne sunați? Sunt Ana din Alba. Da, doamna Ana. Vă ascultăm. Da. Soțul meu a avut un proiect pe 4-1... În 2012, cam așa. Mai puneți da. Unul în față, 1-4-1, da? Și l-a dus numai 3 ani pe apicultură. Acum mai poate să acceseze altceva, având în vedere că avem 7 vaci, 4 hectare de pământ și 2 în arendă, 6 hectare de pământ și 50 de familii de albine. Cred că depășiți minim 12.000 de ESO-uri. Deci avem 7 vaci de lapte, facem 1.400 de ESO-uri, cele 6-7 hectare. Presupun că sunt pășune sau cultură mare, nu? Sau ce aveți pe ele? Păi numai cam un hectar e arabil, restul e pășune și puțin livadă. Cu cele 50 de familii de albine depășiți minim 12.000 de ESO-uri. Dar... zonă defavorizată. Am înțeles, depășim cele 12.000 de ESO-uri, dar vreau să vă întreb, dumneavoastră ce vârstă aveți, nu vă supărați? Peste 50. Și dumneavoastră peste 50. Da, din păcate, la 6.3, cred că depășiți minim 12.000 de ESO-uri și nu se poate încadra cu siguranță soțul dumneavoastră. A fost la un consultant în Alba și a spus că nu mai poate să mai acceseze alt proiect pentru că nu a dus la
Bun. Nu are, încă o dată am spus de nu știu câte ori în această emisiune și vreau să repet și pentru cei care vor să mă acceseze și pentru cei care încearcă să vă ajute pe dumneavoastră într-un fel sau altul. Deci, măsura 141, dacă am implementat-o cu succes, este foarte bine. Dacă am renunțat în anul 3, nu este nicio problemă, dar pentru a accesa sub măsura 6.3, trebuie să avem minim 2 ani de zile de când s-a reziliat contractul pe sub măsura 141. În cazul nostru ați accesat în 2012, am înțeles, sub măsura 141. Da, da. Da? Au trecut minim 2 ani de zile de când s-a reziliat contractul. Poate da. Să continue cu sub măsura 6.3, numai că dimensiunea exploatației dumneavoastră este mai mare decât maximul cerut pe această sumăsură. La această sumăsură avem nevoie, sau este cuprinsă între 4.000 și 12.000 de ESO. Dacă vă facem un calcul și colegul meu a făcut acest calcul, dumneavoastră... Nu, depășiți. Depășiți, aveți 14.000 de ESO-uri. Sau 13. De asta nu puteți, nu? Pentru că nu... Da. Dar dacă, am înțeles că sunteți 40-50 de ani, nu aveți pe cineva în familie, 18-20 de ani, un copil, un nepot, o rudă, puteți să-i predați exploatația și accesează pe cea de 40.000 de euro. A avut băiatul și el a avut un proiect, acum a terminat și a lui, tot pe apicultură și el are... Am înțeles, dar băiatul poate s-a căsătorit. S-a căsătorit? Da, e căsătorit, da. Și doamna nu a accesat niciun proiect? Nu. Poate să-i predea și el exploatația și dumneavoastră și poate ne încadăm la 50.000 de euro. Dacă, bineînțeles, dar sigur, soția este până în 40 de ani. Cu condiția da. Să aibă minim 8 clase. Da, da, are liceu, facultate. Deci puteți preda ambele exploatații către nora dumneavoastră. Poate să acceseze 40 sau 50 de mii de euro pe măsura 6.1. Și dacă ei au locuințe tot aici în sat, numai că lucrea... au altă casă. Nu am înțeles, sau altă casă. Deci dânsii trebuie să stabilească domiciliu în comună, în comună da, 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 și au la da, dispoziție, da. Au la dispoziție chiar 9 luni de zile de când au primit prima tranșă. Nu, doamna întreabă că mai au și o altă casă în plus. Are, dar nu, nu, băiatul are casa lui, proprietate personală și locuiește, dar e tot aici în sat, unde locuim noi. Păi e foarte bine. Perfect. Separat. E practic. Perfect pentru, da. Pentru doamna. Că e deja și instalat acolo. Deja, dacă stau da, bine să da. Mă gândesc, dacă dumneavoastră îi predați toate exploatația, mai primește băiatul încă 5 puncte suplimentare care da, vor face diferența. El a avut un proiect pe albine tot așa, pe tânăr fermier. Cine? Băiatul. Am înțeles, soția dânsului. Am înțeles că nu a avut. Da. Perfect. Așa. Dânsa poate accesa sub măsura 6.1 și poate să reîntregească exploatația dânsei și de la băiat, de la soț și de la dumneavoastră. Da. Ați văzut, doamnă, ce bine e să urmăriți AgroTV? Îl urmărim cu mare plăcere. Să-l urmăriți și de acum încolo pentru că aflați informații importante care vă pot ajuta și în felul ăsta vă puteți dezvolta ferma, afacerea pe care asta o aveți, pe care le aveți. Putem să mergem mai departe, că altceva ce să facem? Foarte bine. Bine. Numai prin muncă putem. Mult succes vă doresc, doamnă, vă țin pumnii și să vă meargă bine. Haideți să răspundem și altor telespectatori care așteaptă să fie sunați, fie ne-au trimis mesaje. Doamna Gina Serb vă întreabă așa pe dumneavoastră, când se dau ghidurile pentru proiecte și când se dă drumul la ele pentru a le face? Ce îi spuneți, doamne? Discuțiile sunt pentru luna lui aprilie. Din experiența noastră și a mea și a colegului de platou, noi credem că va fi început de mai. Dacă ne întrebați. Pentru că există legătura care întotdeauna n-a fost luată în calcul între deschiderea sesiunii la APIA și depunerile de proiecte. Știți, este o vorbă între noi consultanții astea, dacă am fi și consultanți și ghicitori, ar fi bine. Dar noi vorbim cu aproximație. Luăm, cum să o marșă. O experiență a ultimilor ani de zile. Dacă ar fi, o să fie mai devreme, foarte bine. Dar ultimii 4-5 ani de zile, cam luna aprilie, apar ghidurile solicitantului în formă consultativă. În regulă, bine că am putut să-i răspundem. Bine, dar pe de altă și, parte doamne. Le și spunem în același, tot experiența noastră ne face să le dăm sfatul că dacă vor să se apuce, de acum să se apuce. Pentru că ghidurile se vor mai cosmetiza un pic pe aici pe acolo. În mare rămân la fel. În regulă, deci ar trebui să-și pregătească terenul, așa exact. Cum se spune în agricultură. Avem o altă doamnă la telefon, doamna Daniela, din județul Dâmbovița. Bună seara, doamnă! Bună seara! Vă ascultăm!
Am vârsta de 42 de ani. Mulți înainte. Am 10 vaci, mulțumesc frumos. 100 de oi, 80 de capre, 2 ponei. Ce proiect aș putea să acceseze și eu? Imediat. Aveți puțin tică colegul răbdare. Vă face calcul, dar aveți peste 12.000 de souri de sumăsura 6-3, deci, se poate. Vreau să vă întreb dacă soțul este sub 40 de ani sau dacă aveți pe cineva până în 40 de ani. Un copil, un nepot. În cazul dumneavoastră, exploatația este sumă mare, sumăsura 4-1, finanțarea pleacă de la 50-50, ținând cont că aveți peste 40 de ani. Poate crește această finanțare doar dacă sunteți într-o zonă cu strângeri naturale sau dacă treceți către agricultura eco sau bio. Am înțeles. Mulțumesc frumos, o seară bună. Mulțumim și noi, seară bună. Domnilor, pe final de emisiune mai vreau să vă citesc un mesaj venit din partea domnului Ionel Țăran. Ne scrie așa, are 60 de ani, este din Bistrița. Anul trecut a antrenat măsura 1-4-1 și aș dori să accesez măsura 6-3 de 15.000 de euro. Am 157 de oi, 30 de capre, 2 vaci, 2 hectare pământ arabil, 4 hectare fâneață, 28 de hectare pășune. Proiectantul mi-a spus că depășesc punctajul. Aș putea să mă încadrez dacă trec pământul pe fiu sau pe soție? Ce îi răspundem domnului Ionel Țăran? Păi dacă cineva i-a spus că depășește, înseamnă că are peste 12.000 de ESO-uri pe 6-3. Și dacă are fiul disponibil, atunci să-i facă pe 6-1 direct și ia 40.000 de euro, nu mai ia 15.000 de euro. Și 5 puncte suplimentare, că e predă toată exploatația. Că preia de la tata, da. E mai avantajos să treacă pe numele fiului decât pe numele soției, pentru că și bani mai mulți, are opțiuni în plus, da, nu? Da, da. Da, are bani 5 plus. Puncte în primul rând și nu știm dacă soția este până în 40 de ani. Că aici este o problemă. Nu, da? Nu ne-a scris, dar e bine să tirelim satul românesc nostru, și... dar e de apreciat că s-a gândit și la varianta asta. Dânsul are 60 de ani, nu, cred că... Am înțeles. Domnilor... Au trecut repede cele 2 ore pe care le-am avut la dispoziție. Știu că mai sunt multe mesaje care așteaptă răspuns din partea dumneavoastră, dar, din păcate, nu le mai putem citi în această seară și implicit răspunde. Linia telefonică este blocată. Mulți, foarte mulți telespectatori care sună aici la Agro TV, la Agricultura, la Raport. Ce le pot spune celor de acasă? Faptul că niciun mesaj nu... este dat deoparte. Dacă n-am avut posibilitatea să le răspundem astăzi din cauza timpului, o vom face cu siguranță data viitoare, marțea viitoare, când ne vom reîntâlni aici la Agricultura, la Raport și vom discuta despre accesarea fondurilor europene. Dar până marțea viitoare, invit pe telespectatorii noștri să rămână alături de Agro TV și să nu rateze nici emisiunea de mâine seară. Până atunci, seară bună, numai bine! Rămâneți alături de Agro TV.